Da, mă bucur că ați venit. Eu sunt Ștefan, în caz că nu mă cunoașteți. Bine v-am găsit. Astăzi se împlinesc 5 ani de Sibiu Meetup. Da, exact. Acolo în spate aveți sucuri, apă, chestii dacă vreți să vă înțeliți ceva până una alta. Da. Mulțumim, Alexandra, că ai venit să ne prezinți despre Flutter. Să sperăm că o să rămâneți cu ceva după seara asta, cu siguranță. Dacă o știu pe Alexandra, o să prezinte chestii mișto. Începând de luni, o să avem un mic concurs cu ocazia celor 5 ani de Sibiu Web Meetup, așa că urmăriți canalele de social media Sibiu Web Meetup. Și, nu știu, cam atât am avut de zis în seara asta. O să mai zic chestii la final, dar cam atât. O să-i predau la Valera așa frumos, elegant. Sperăm că funcționează. O, voi știu că m-au auzit zic la el să sperăm că funcționează, dar o vedem celelalte. No, bun. Păi astăzi o să vorbim puțin despre Flutter, dar o să fie așa o sesiune, mai ales că suntem așa într-un grup mai restrâns, deci ar fi foarte fain să fie o prezentare doar primele 10 minute și apoi să fie mai mult o discuție împreună, să povestim. O să ne uităm și peste live code, avem și un mic toy project, dar pe lângă asta ar fi fain așa, dacă aveți voi întrebări, poate nu le putem coda aici live, dar le putem discuta să vedem cum s-ar rezolva. Despre ce să vorbim astăzi? Avem o scurtă introducere despre ce este Flutter. Vorbim despre widget-uri care pot fi doar de două feluri în Flutter, stateless sau stateful. Avantaje, dezavantaje. Despre comunitate puțin. Cum putem build-ui o aplicație Flutter? De asta ziceam de băieții cu laptopurile. Avem aici și steps, dar e ok, no pressure. Dacă v-ar face plăcere. Și apoi avem un case study cu un toy application pe care l-am pregătit pentru astăzi. Păi, Flutter a fost făcută în 2018, a fost lansată varianta lui stabilă, să zic așa, și e un cross-platform development framework. Adică, momentan, când a fost conceput, el a fost conceput ca să fie doar pentru mobile, Android și iOS, un codebase. În momentul actual suportă și desktop și web și o să vedeți pe toi proiectul pe care l-am pregătit, așa, out of the box, cum arată el, deși a fost conceput pentru mobile, cum arată și pe web. Putem vedea asta și după aceea să vedem cum l-am putea face să fie mai drăguț, că nu arată atât de cute. Limbajul în care scriem este Dart, este un object-oriented limbaj, destul de easy going, zic eu, pentru toată lumea care a mai lucrat cu limbaje obiect orientate. Performanța lui nativă, și aici sunt cei băieții de la Google și fetele care lucrează foarte mult și fac tot felul de teste, cumva codul de Flutter este la final compilat în Dart, în Android și în iOS și acele librării le luăm și le punem în App Store. Și are foarte multe librării, mai ales în momentul actual, pentru că cumva toată comunitatea în jurul lui a crescut de-a lungul timpului, astfel încât avem librării pentru cam orice ne dorim să implementăm, mai ales dacă vorbim despre un proiect destul de mic la început, cum, nu știu, îmi povesteau și băieții că au fost la Hackathon. Acum când mi-a zis despre aplicație, mă gândeam, uite ce mișto era să faceți un Flutter, chiar vi se potrivia. Dar poate data viitoare. Aici vă povesteam despre widget-uri. Cum este structurat Flutter-ul? E că efectiv tot ceea ce scriem noi pe ecran este un widget. În sine, aplicația, după cum vedeți acolo, este un widget și apoi este sub structura de tree. Acel widget de aplicație are dedesubt material app-ul, homepage-ul, în cazul acesta, scaffold-ul și după aceea putem interveni noi cu orice ne dorim. În cazul acesta, ca orice aplicație, o să avem un navbar, apoi putem să avem texte, coloane, iconițe, rânduri și tot ce mai este nevoie. Și aceste widget-uri, când le declarăm, ele pot fi de două feluri, stateless și stateful.
Aici am pregătit așa un mic tabel ca să înțelegem mai mult la ce se referă stateless și stateful. Declarăm stateless widgets cele care nu își mențin internet state-ul, nu mai știu cum ar fi un text care el nu se schimbă, e doar un text de, nu știu, un titlu care nu vine de la database în aplicație, e doar, nu știu, name, care name-ul rămâne mereu, dar conținutul name-ului se va schimba și atunci am folosit un stateful widget pentru conținutul name-ului, în cazul în care ne dorim ca acel parametru să se schimbe. Și având structura asta de tree și declarându-ne obiectele, widget-urile stateful sau stateless, ele știu când să se updateze. Adică în momentul în care acel stateful widget se va updata, se va updata doar el și nu este nevoie ca și stateless widget-ul să se updateze. Și toate aceste optimizări ajută ca lucrurile să se randeze de fapt destul de repede. După cum ziceam, beneficiuna e the main one codebase. Discutăm aici despre o singură parte, cum o să vedeți și cum este structurat proiectul în sine. Noi scriem doar codul de Dart, îl compilăm și apoi avem celelalte care le putem folosi. Așa, costurile reduse aici, dacă lumea e în partea asta de startup-uri sau lucruri pe care vi le doriți să le experimentați și să le aveți acolo pe piață cât mai rapid, aș zice că este cea mai bună variantă. La momentul actual se mai lucrează și foarte mult la Kotlin multiplatform, dacă este cineva aici de pe partea de Android, care în ultima vreme și el este foarte mult, a evoluat foarte mult, aș zice, și are un avantaj mai bun în fața Android developerilor în momentul de față, că e doar pe Kotlin. Dar și Flutter-ul este în continuare o alegere bună pentru că reușești să ai o singură aplicație și în store-ul de Apple și în store-ul de Google în același timp. În schimb, dacă ai lucra doar pe o aplicație de Android, după aceea să faci și aplicația de iOS, e destul de greu și developerii care se știe pe ambele sunt mai rari. Hot reload-ul, asta o să-l vedem și când o să povestim direct pe cod. Este o chestie foarte mișto pe care o folosim în direcția în care lucrăm pe proiecte și lucrăm cu designeri sau cu echipa de QA și lucrăm la un bug pe care l-am fixat, dar nu l-am fixat în toate use case-urile. Și atunci ținem aplicația în simulator, în cazul acesta aplicația rulează, dar cu designerul lungă sau cu QA-ul ne dorim să schimbăm rounded corner sau ne dorim să schimbăm o culoare. Și atunci când lucrezi într-o aplicație mai mare, deja navigat în anumite layere ale ecranului, prin hard reload nu mai faci reload la toate acele ecrane, rămâi pe același ecran, doar lucrurile de UI se schimbă. Și increase support of the community, în ultima vreme a crescut foarte mare și comunitatea, dar și numărul de proiecte pentru care se cere efectiv Flutter. Nu știu, când am început eu acum în 2018, când chiar se lansase, am început să lucrez chiar la un startup și cumva de asta am avut șansa să fac pe Flutter. După aceea nu au mai fost efectiv joburi pe piață și nici cererea nu era pentru că nu era atât de well known, dar în momentul de față este foarte well known, adică știu că anul acesta parcă la Google Developer Conference au anunțat că cei de la BMW își dezvoltă intern toate aplicațiile cu Flutter, ceea ce a fost pentru ei un lucru foarte mare să ajungă să îl folosească lumea. Dar în continuare sunt și lucruri la care trebuie să ne gândim și momente în care nu se potrivește Flutter-ul și poate o să fie o bătaie de cap dacă l-am folosit. Și cum ar fi, v-am dat aici niște exemple cu OS Embedded sau lucruri cum ar fi, nu știu, îmi doresc să mă conectez la TV. Na, între timp există și librării, de exemplu, pentru Bluetooth sau prin care ai reușit să te conectezi la TV, au fost dezvoltate, dar necesită mai multă muncă sau un alt exemplu la care mă gândesc este acele widget-uri, dacă le știți de pe telefoane și pe Android și pe iOS, cum e cel de weather widget, care îți afișează weather-ul. Ca să faci așa ceva, în momentul actual e foarte dificil în Flutter, pentru că trebuie efectiv să te legi de sistemul de operare și să-i spui cum să te afișeze acel widget, când să-și facă refresh și toate lucrurile astea. Ba, în Android poate că ți-ar ieși în 1-2 zile, în Flutter și aici ți-ar ieși, dar sunt momente în care trebuie să ai cumva și knowledge-ul ăla de bază de Android sau de iOS,
Am avut destule momente în care chiar a trebuit să mergem din codul de Flutter în cel de Android sau de iOS pentru anumite librării care nu suportau ceea ce noi aveam nevoie. Deci cumva knowledge-ul ăsta eu zic în continuare că e necesar. Cum am face un setup? Păi, aș zice eu că asta a fost partea cea mai mișto care pe mine m-a atras. No? Eu eram Android developer și îmi doream să fac pentru să dezvolt și pentru iOS, da? Era super scump să-ți cumperi un Mac și după aia îți mai trebuia și un iOS device dacă voiai neapărat să testezi și toate chestiile astea pentru un intern erau foarte scumpe, sincer, și atunci am zis că hai că încerc să învăț Flutter și cu timpul am reușit să fac roșii de device-uri. Și atunci ce e mișto la Flutter e că trebuie doar să-ți instalezi SDK-ul, iar mai apoi dacă ai Android Studio, sunt oameni care sunt deja familiarizați sau dacă nu, eu recomand momentan folosesc Visual Studio Code pentru că e mult mai lightweight față de Android Studio care câteodată îmi încălzește laptopul. Și un setup device cu un emulator sau real device pentru Android sau orice iOS ce vă doriți. Lucrurile astea sunt destul de out of the box, sunt foarte bine documentate și sunt convinsă că oricine din sala asta, dacă își dorește în maxim 10 minute setup-ul ăsta, l-am putea avea pe un laptop. Iar mai apoi, ca și resurse, în ultima vreme, mai ales în momentul actual, este că și numărul de resurse au crescut foarte mult. Și aici le-am pus doar pe favoritele, cele pe care le folosesc on a daily basis și e documentația directă de la ei în care afișează efectiv fiecare widget în sine, ce ai nevoie, știi și găsești acolo. Dar ce aș recomanda pentru oameni care ar fi interesați, ei au cartea asta Flutter Apprentice Book, care o găsiți oriunde scrieți chestia asta Flutter Apprentice Book, o găsiți și fără link-ul pus de mine acolo. Și ce a fost foarte mișto e când au lansat cartea asta, cumva e o versiune 1, e după aceea versiunea 2 care e updatată, între timp Flutter e versiunea 3.16 parcă, deci cumva și cartea o țin foarte updatată, dar mișto a fost faptul că cumva au și filmulețe pe YouTube despre carte în sine și sunt exerciții pe acolo pe care le poți face și să te uiți și la filmulețele de pe YouTube despre carte, cumva e o documentație mai închegată, să zic așa, și la început de drum ajută foarte mult asta. Testing tool și framework, să povestim puțin și despre asta. Flutter test pentru, știm deja, testele pe care le scriem. Partea mai interesantă care îmi place mie de obicei și așa mai speciale decât, nu știu, că testăm o funcție, că face ceea ce face. Pentru mine au fost golden testurile care am și pregătit astăzi unul pentru proiectul pe care îl avem, în care efectiv putem vedea ecranul cum se randează fără să-l mai conectăm la un device sau fără să ne uităm la el pe emulator și e și un lucru pe care îl folosești destul de des dacă stai să te gândești în proiectele mari și destul de ample, în care ca să testezi o chestie, câteodată stai o oră ca să faci setup-ul la acel lucru și pierzi atâta timp, în schimb, nu știu, eu cu echipa de chei, de exemplu, le trimit doar golden file-urile, din partea mea e ok, că găsiți voi alte use case-uri, povestim după, dar cel puțin task-ul în sine e făcut. Și UI automation testing cu Flutter driver. Aici se pot folosi pentru acele monkey tests în care îți dorești să faci anumite lucruri pe care, nu știu, de acolo și vine monkey test, adică sunt acele teste pe care le-ai face în mod repetat, dar nu neapărat ca și persoană, că un user în sine nu o să le facă, dar vrei să vezi că aplicația ta suportă toate use case-urile alea. Bun, și acum hai să vedem niște cod, să o povestim direct. Bun. Vede toată lumea, am încercat să-i fac increase destul de mult. Mai mare? La mine e huge. E ok? Nu, bun. Aici am creat o aplicație care e destul de basic, ea așa vine out of the box cu toate aceste fișiere și după cum vedeți aici avem folderul de Android, de iOS, de Lib, Linux, macOS, Web și Windows. Cum vă ziceam, el suportă toate lucrurile astea out of the box, dar unde scriem noi codul este în acest Lib folder de fapt. Și ca să nu vorbim așa... fără să vedeți, de fapt, aplicația, să o și rulăm.
Eu aici o să rulez pe un iOS Simulator și în momentul în care i-am dat Flutter Run, el se compilează pentru iOS, se compilează toate fișierele și aici o să ruleze. După cum vă ziceam, e o aplicație destul de basic, e un contact application, nu e legat de la bază de date, avem toate lucrurile astea salvate într-un file și de acolo am renderizat această listă, care dacă apăsăm ne ducem pe un contact details și am implementat aici și un search. Era da. Deci e o aplicație destul de basic, care, nu știu, să o implementezi așa ceva, aș zice, maxim 2-3 ore, maxim, pentru că nu are nici UI foarte wow, adică e efectiv destul de plain. Și atunci hai să povestim despre aplicație în sine. Na, în folderul de build, el aici, când o să și creați o aplicație sample, de obicei, vă creează aplicația aia main, în care ai un incrementer și un floating action button pe care îl apeși și asta face. Și în acest main avem aici aplicația noastră care face run up de cine? De my app, care my app în sine este un stateless widget. Pentru că el nu prea face prea multe, el se folosește doar să renderizeze contact screen. Și aici i-am declarat un team data pe care o să vedem că îl folosim mai încolo. Și aici se mai pot declara toate lucrurile astea de UI pe care ți le dorești să le ai la nivel de întreaga aplicație. Bun, și dacă mergem în contact screen, deci dacă merg prea repede în cod sau vreți să stau undeva mai mult ca să vă uitați pe anumite aspecte sau să povestim de aici, am că putem povesti liber. Aici avem contact screen-ul care este un stateful widget, pentru că își poate schimba contactele din el. Aici, în acest proiect, am folosit câteva librării. PubSpec. Pub.dev. Și aici sunt publicate efectiv toate librăriile de Flutter și tu vii și cauți ceea ce îți dorești. De exemplu, o altă librărie pe lângă Gedit pe care o folosim este Golden Toolkit, de care vă ziceam pentru acele goldenuri pe care le testăm. Și aici putem vedea. No, când ne uităm la o librărie, ne uităm să vedem dacă platformele sunt cele pe care ne dorim, fiind anumite librării mai vechi, poate nu toate suportă Linux, nu toate suportă macOS. Să fie DART 3 compatibil, cum v-am zis, cumva lucrurile au evoluat foarte mult și acum DART 3 e o variantă mandatory pentru ei. Și mai au aici și punctele astea, care ei le calculează în funcție de anumite convenții pe care le-au setat, adică să aibă documentație, să aibă suport și toate lucrurile astea. Aceasta a fost făcută chiar de cei de la eBay. Și eu o folosesc și aici găsesc și exemple despre cum ai putea să folosești, ceea ce e super ok și te poți duce direct și pe repozitoriul lor de GitHub să vezi exact cum au implementat. Fiecare librărie are de obicei folderul ăsta de exemplu, unde e un exemplu ca cum să folosești librăria. No, bun, și după ce am găsit librăria, venim aici în pubspec.yaml, unde aici noi ne declarăm tot ceea ce ține de aplicație. Adică avem acest version pe care momentan nu îl folosim, că aplicația nu e publicată nicăieri, dar dacă l-am folosit ar trebui să-i facem increase la fiecare versiune. Environment SDK-ul și dependențele. Dependențele este normal cea de Flutter pentru că asta folosim. Avatars le-am folosit, de exemplu, pentru acea bulină, care la fel de bine o puteam face și noi prin câteva widget-uri în care afișăm inițialele userului. Gerrit pentru dependency injection, group list ca să grupăm lista de contacte. După cum vedeți aici sunt grupați toți cei cu A, toți cei cu B, ca whatever. Copertino icons care cumva vine out of the box, asta o putem folosi pentru toate iconurile și golden toolkits pe care tot așa le-am adăugat noi pentru teste.
Bun. Și după ce ne-am declarat aceste librării, aici le putem folosi cu importuri, la fel ca probabil în orice alt limbaj pe care îl folosiți. No, bun. Când ne-am creat acest widget, aici avem fiecare stateful widget, el cumva are o stare și această stare o declarăm aici. Și apoi, inițial, în constructor aici, injectăm instanța de bloc, pentru că ne-am creat și un bloc pentru acest exemplu. Un boolean pentru a afișa loading-ul și search result-ul. No, acum, oare ce ar face mai mult sens pentru voi? Să mergem să vedem blocul și partea de data layer sau vreți să continuăm să ne uităm în screen? Ca să nu vorbesc doar eu, mai pun și întrebări. Bun, perfect. No, bun. Atunci ne ducem în contact block, să vedem. Și aici, în contact block, vedem că folosim și un repository. No. Cumva, conceptul ăsta de block e un concept cu care cei de la Google au venit chiar când au lansat Flutter-ul și se potrivește mult mai bine, dar am întâlnit persoane care, nu știu, în loc de block, pot să folosească în continuare Model View Controller, care îl poți folosi dacă îți dorești, e la final de zi alegerea fiecăruia, dar cumva este mai greu și nici nu e atât de bine promovat, să zic, de cei de la Google. Cu asta au început el ca să promoveze. Și aici avem un context repository care, cum vă ziceam, avem foarte simplu un get context care, dacă era o aplicație mai complicată, probabil că mai aveam aici și un context data layer în care ne puneam modelele de data și aici apeleam un API. Dar în cazul acesta avem doar o listă și atunci ne-am creat aici o listă de contacte și contactul care are first name, last name, email și username și le adăugăm în acea listă de contacte pe care o returnăm. După aceea avem un bloc, aici revenim. Cum ziceam, declarăm acest contact repository și un stream controller care mereu ascultă de schimbările de aici. Și inițial, chiar când deschidem aplicația, ne asigurăm că stream controller este înscris și apoi îi declarăm un generic state. No, aici tot așa sunt niște state-uri pe care eu le-am declarat inițial ca să vedem, sunt state-urile astea de eroare. Și apoi avem connection error around unauthorized. Astea sunt cumva chestii generale, le-am și luat dintr-un alt proiect care le-ai folosi în mod normal dacă ai avea un API ca să afișezi diferite erori. Dar în cazul acesta nu a fost neapărat nevoie. Dar avem acest void de get contact, în care facem loading și apoi facem get de contact, în care ne facem register la toate contactele pe care le avem. Vedem ce mai e aici. Ăsta e data screen-ul și componentele. Și aia aici, da. Cum vă ziceam de modele, ne-am creat aici și un model. Cumva, structura proiectului fiind atât de simplu, nu a fost neapărat o nevoie de mai multe, dar, în mod normal, dacă avea data layer-ul, ar fi mult mai complicat proiectul. Și aici e lista de contacte pe care noi o avem. Cumva, avem doar numele și restul de e-mail, o să vedem că le facem computare. Bun. Și atunci ne întoarcem la ecran în sine. Și ne uităm aici, avem contactele, avem lista de contacte grupate și un search controller. No, search controllerul acesta, despre care vă spuneam, de exemplu, este un alt widget care este de tip text edit controller, care el știe să asculte la toate schimbările astea de data și să reacționeze asupra lor. Și acesta e un widget editable text, de creat de cei de la Flutter, pe care doar îl folosim. Și aici, dacă ne ducem, este foarte, foarte multă documentație pe care o putem citi. Când inițializăm contact screen, inițial facem acel get contact din bloc pe care l-am văzut și punem show loading-ul pe false.
O să nu uităm să facem dispose ca la final să nu ne rămână toate datele pe acolo și să avem probleme. Și aici avem un stream builder cu acele generic state. Și avem stream-ul care ascultă de contacte, initial data care este contact init state, starea lui inițială pe care am declarat-o aici. Avem și loading state și data state. Și în builder, aici ne vin datele și putem verifica dacă datele sunt în init state, atunci returnăm acest build init. Dacă avem data state-ul, atunci compilăm datele de contact. Și aici, de exemplu, le grupăm după first name și afișăm acest build init. No, în acest build init facem search bar-ul. Le facem așa mai micuțe, poate să vă mai bine. Da. Avem acest search bar care i-am făcut wrap într-un card pentru a-l afișa mai frumos. Și ce i-am făcut la acest card? Păi i-am pus un leading icon, icoanița aceasta de search, pentru că e leading, a pus-o acolo în stânga. După aceea avem un title, acesta de search care se pune textul când nu avem nimic a scris. Aici, după cum vedeți, putem să punem tot felul de decorațiuni. Astea sunt pentru a-l face mai drăguț. Să vedem ce proprietăți mai avem pe aici. Enable. Input border. Nu, aici îi trebuie un... Nu mă acceptă pe ăsta? Nu cred. Păi, da, dar nu vrem none. Input border. Hai că vă arăt în altul. Aici nu e ieșit. Și on search facem on search text change-ul, adică căutăm să vedem în search dacă facem clear la results, textul lowercase ca să nu fie diferență și apoi afișăm rezultatele pe care le-am făcut, dar e important că avem acest set state care când îl setăm, cumva acesta fiind un stateful widget, când îi spunem set state, el știe că ceva s-a schimbat și atunci el se renderizează din nou. Dacă nu am pune acel state, cumva nu ar ști să ne afișeze contactele, chiar dacă le-a sortat în spate, nu ar ști să le afișeze varianta sortată. Bun. Așa. Vrem aici. Avem acest search bar și search list-ul unde afișăm varianta de contacte pe care le-am afișat deja și contact list-ul care este acest contact list care îl vedem aici, care este un custom scroll view, fiind o listă atât de mare, avem nevoie să o facem scrollabilă. Și la acesta îi delegăm un group list view. Și îi trimitem ca și elemente toate group contacts, pentru că le-am grupat deja. Și le grupăm. Îi spunem de un group separator builder, care este acesta care l-am pus aici. Cumva fiecare chunk, de asta am făcut și lista de aia de mai lungă, ca să vedem exact cum le grupează. Și ne returnăm un contact row. Na. După cum am spus până acum, nu știu cum vi s-o părut vouă, dar el în sine, având structura asta de tree, câteodată poate să fie extraordinar de lung și codul în sine să fie foarte mare. Adică aici vorbim despre un cod care nu are atât de multe elemente de UI, dar dacă ar fi să-i mai adăugăm ceva, cumva clasele astea cresc foarte mult și atunci încercăm destul de mult să facem separarea asta, cum avem aici și dintre contact screen, să ne creăm un contact row. Și având acest contact row, avem un singur rând efectiv acesta Barbara list. Bun.
Și aici vedem că i-am făcut, uite, de exemplu, aici la avatar îi punem padding. Dacă merge așa. Da, asta e hard reload de care vă ziceam. Gen, să fac ăsta mai mic. Something like that. Ascultăm. No, bun, deci ăsta era înainte pe 12 și cumva doar on save știe direct să își facă renderizarea directă. Și atunci că facem aici 30, i-a adăugat un padding foarte huge la iconiță. Și ăsta e un feature pe care noi îl folosim foarte mult în ideea asta în care hai să vedem cum arată așa, hai să vedem cum arată invers. Și atunci, cel puțin eu venind din lumea de Android, mi era foarte greu și dura foarte mult până mi se compila din nou aplicația de Android doar pentru atâta lucru. Și cred că ăsta a fost și unul dintre catch-urile care le-a făcut, care au ajutat ca ceilalți developeri să facă switch-ul spre Flutter, să zic așa. În echipa mea, de exemplu, suntem, nu știu, cred că suntem 10 developeri. 7 am fost Android developer și 3 sunt iOS developeri. iOS developerii de obicei sunt mai greu de convins și sunt așa foarte iOS lovers, dar pe noi, în partea asta de Android, ne-a convins destul de mult lucrurile astea. Și atunci, aici, de exemplu, la Avatar Circle, îi dăm tot așa radius. Dar nu merge la toate schimbările și cumva dacă este doar o schimbare mică de UI, atunci o să meargă, dar dacă avem o schimbare de data, nu prea merge și atunci trebuie să-i faci reload la toată aplicația de aici. Invers, ai, nu? Așa e. Cum era înainte. Hai să vedem aici. Era ceva înainte. Vedem astea. Era fost. Ați avut dreptate. Hai, frăticule. Da, la orele astea nici el nu mai știe. Vezi? Nu. Deci, schimbările astea de data nu ar ști să le facă și atunci, ca să. Da, atunci tu să-i faci un hard reload. De fapt, nu-i mai faci un hard reload, îi faci un full reload la aplicație. Și acum eu am închis, de exemplu, din terminal aplicația și am dat din nou Flutter Run. Și ăsta e momentul în care o să ruleze din nou aplicația și acum ar trebui să fie schimbate. Nu, cred că contact rău. Barbara. A, era în avatar, ba da, sunt schimbate. Scuze, nu, eu mă uitam la nume, dar da, sunt schimbate. Se referă la inițialele din avatar. Da? Nu, no, înseamnă că n-am fost. N-am fost eu atentă. Nu. Nu. De obicei, on save ar fi trebuit să se schimbe automat, dar cumva lucrurile astea de data nu le știe. Dar tot așa, la ce mai e el foarte bun, e la partea asta de animații, cumva se și duc în direcția asta de gaming, din câte am văzut momentan, și atunci la animații, dacă vorbim de o animație care consumă foarte multe resurse ale device-ului, tot așa, n-ar ști să-i facă hard reload, ori primește o eroare, încă mai e puțin acolo. Atunci, tot așa, ar trebui să-i faci restart la aplicație în sine. Bun. Dar, după aici avem textul simplu cu subtitle și trailing-ul, iconița aia de call. Și pe lângă asta mai e doar acest ecran de contact screen. Details, care tot așa ni le-am declarat aici. A, da, că asta voiam să vă zic de fapt. El devenind atât de verbos în tot ceea ce înseamnă, adică contact row în sine, dacă îi mai adăugai câțiva parametri, cumva te duci destul de mult în tree ca să-ți dai seama de unde vine acel lucru.
Atunci este foarte greu când lucrezi pe o aplicație Real One să găsești lucrurile și putem încerca să facem altfel. Eu aici îl rulam din consolă, dar dacă închidem consola și îl rulăm de aici, aici pe debug, cumva, el o să vină cu partea asta de debugging, care e foarte folositoare. No, o rulat aplicația care deja o știți, dar partea mișto, așa, să facem ca să vedem în ambele părți, e acest debugging widget inspector. No, la ce folosim widget inspectorul? Păi în aplicațiile astea mari în care ajungem să ne pierdem în tot codul ăsta destul de verbos și vrei să cauți doar o anumită, un anumit lucru, să închidem ăsta. Rămânem pe bloc. Cumva are acest feature în care te poți duce direct și aici el îți zice unde ești. No. Și zicându-ți unde ești în acest widget, te ajută foarte mult să găsești locul în care tu vrei să modifici. Și vedem că ne-a găsit Ellen, care este un padding, și în același timp, în partea din stânga, dacă ați observat, mi-a deschis și contact row, clasa în sine unde aș putea modifica asta. Atunci ajută foarte mult debugging-ul ăsta în momentele în care vrei să vii să faci schimbări de UI sau, nu știu, lucrezi pe un anumit use case și ți-e foarte greu pentru că cei de dinainte ta nu l-au denumit foarte bine și atunci este foarte greu să găsești fișierul în care este. Și atunci, venind aici, el ți l-a deschis direct și ți-a zis, băi, nenică, e în contact rău ceea ce cauți tu și aici poți să faci schimbările de care ai nevoie. Bun. Așa, și mai aveam contact detail. De simplu, avem detaliile pe care le primim. Dacă ne uităm și unde este folosit, îl folosim aici și îi trimitem contact email și single icon, care este iconița. Și ne putem duce dintr-o parte într-alta. Și aici are build metodul cu informațiile de aici. No, ce mai vreau să vă arăt este cum rulează el. No, vă ziceam la început că el pentru asta a fost creat, pentru mobile. Dar între timp lucrurile s-au schimbat și au zis ei că ce mișto ar fi să fim pentru toate. Și atunci, dacă închidem de aici, putem vedea cât de urât arată această aplicație pe web. Să-mi închid simulatorul. Cumva, by default, o să-mi ia simulatorul și atunci de asta am nevoie să-l închid. Dacă îi dăm de aici Flutter Run, ar trebui să-mi apară o listă cu locurile în care pot rula această aplicație, cum vă ziceam, și găsește Connected Devices, laptopul meu, și în același timp și pe Chrome. Adică poate să ruleze macOS Desktop sau Chrome. Care vreți să-l vedem? Chrome. Bun. Aici durează mai mult build-ul pentru că nu l-am mai folosit, cumva folosind doar partea de web. Na, a durat mai mult build-ul. Și, cum vă ziceam, by default așa arată. Adică exact ceea ce ați văzut pe mobile, doar că în varianta super, super stretch. Dar din punct de vedere al folosinței, el este în continuare folosibil. Ceea ce ajută foarte mult dacă lucrezi la un proiect și toată partea asta de data și de presentation, tu le ai deja și singurele locuri în care mai trebuie să modifici este că vii pe view și spui, no, cum se face lucrul ăsta. Momentan e că avem acele standarde pentru ecrane în care știi exact dimensiunile standard pentru tablete, pentru desktop și pentru mobile. Și folosindu-te de acele dimensiuni, tu poți să-i zici că pe mobile lasă-mi-l așa, dar pe desktop hai să-i facem un alt design. Și atunci singurul loc în care tu trebuie să lucrezi este acesta de visualization, despre cum să afișezi lucrurile, dar din punct de vedere al folosinței este în continuare folosit, din punct de vedere al datei le ai acolo, de la all for there.
Da, acum asta nu e făcută de mine, dar de exemplu asta ai putea să o faci dacă ți-ai implementat rute și atunci tu îi spui exact ruta slash detail să fie acel widget și atunci ar ști. Deci asta știe să facă. Și știu că lucra ultima oară și la, de exemplu, aici nu pot să copiez doar adresa de mail, dar știu că au introdus diferite widget-uri în care, na, nu vrei neapărat cum e pe mobile, dar să poți să faci lucruri pe care doar le-ai face pe desktop. Și atunci lucrează și în partea asta. O chestie, în schimb, care nu au pe web e partea de SEO, care le lipsește și cumva de asta lumea nici nu e adaptată. Nici nu-și dorește, nu știu, și eu, de exemplu, pentru un simple presentation site, care știu că l-aș putea face destul de rapid, nu îl fac în Flutter pentru că n-ar fi degeaba dacă rămâne acolo și nu îl pot folosi. Dar la nivelul de application și, nu știu, ai o aplicație care îți rulează și pe mobile și pe web, dar îți faci un site de prezentare normal unde te folosești de SEO și aici ai doar funcționalitatea aplicației, te-ar ajuta. Depinde. Da, ne putem duce aici să vedem cum arată. Deci, cum vă ziceam, avem aici Android, iOS și mergem în cel de web și cumva în acest index.html este de fapt generat toată aplicația în sine. No, nefiind pe partea de web, o chestie care era interesantă, dar nu am încercat-o, e cum ai putea, nu știu, să vii din Flutter și să ajungi în JavaScript și să-ți faci tu chestii custom. În Android există și în Flutter, adică poți să faci acest lucru, dar pe partea de web n-aș ști însă și nici nu știu exemple concrete care, nu știu, lumea să aibă, de exemplu, câteva pagini în Flutter și câteva pagini în JavaScript. Dar în Android există aplicații care așa fac cumva migrarea asta de la native spre Flutter, în care eu aplicația mea țin încă native, dar două ecrane le-am migrat și mai migrez câteva mai încolo și cu timpul reușesc. Atunci acolo reușești să faci codurile astea direct și să te duci după aia în codul de Android și să ți le folosești de acolo sau în codul de iOS. Dar pe partea de web, a, da. Gen să-ți importi doar această pagină. Ești mai mult pe web din câte știu eu, probabil. Sună, da, că ai putea face așa ceva, să iei acest index și doar să-ți-l pui acolo, cu siguranță. No, bun. Păi asta a fost în mare ceea ce voiam să vă explic eu, că m-am încadrat și în timp, ceea ce e bine. Dacă mai sunt întrebări? Da. Da, exact. Tot așa, îți iei doar OS-ul, există out of the box, rulează și poți să-ți faci lucrul ăsta foarte simplu. O chestie pe care multă lume o face, că cumva, nu știu, mai existau diferențele astea la calendar, de exemplu, în care el arată foarte diferit și înțeleg că pentru iOS user ar fi foarte ciudat să vadă un astfel de calendar. Și atunci sunt aplicații care fac lucrul ăsta și nu mai reușești să-ți dai neapărat seama dacă e nativă sau nu. Dar se poate. Da, aici, nu mai știu, în. Da, cred că da, aici. Aici cu controllerul. In context aici.
Da. Mai poți repeta o dată? Nu, ultima parte, doar e async. Da. A, ok, da, nu, e în partea cealaltă, în partea de în care el începe, nu trebuie să-i spui. Da. E un singur thread care. Da, și știu că și există o librărie pentru workers, chiar de curând citisem de ea, în care poți efectiv să îți creezi partea asta de workers. Da. Da, exact. No, acum, cumva, cred că și fiind în partea asta în care lumea nu vine neapărat să învețe Flutter și face conversia de altundeva, probabil de asta se și creează, cum ai zis și tu, și librăriile astea. Na. Am avut nevoie de worker și cu asta sunt obișnuit, mi-am creat o librărie, pre-reader și le folosesc cum le știu. Deci, fiind destul de nou pe partea asta, fiind atât de multe librării câteodată, nu sunt toate foarte. Da. Da, acum pe partea asta de jocuri ei s-au băgat destul de curând pe piață, să zic așa, și probabil că acolo să aibă alte librării pe care să le poți o folosi pentru, cum ai zis tu, mai ales atâtea animații ele sunt. Acum am observat destule cazuri în care și în aplicații de genul, dacă nu ești atent prin adăugarea animațiilor, reușești să slow down aplicația super, super mult și atunci na, sunt. Win-ul că le adaugi atât de simplu și ele funcționează, dar în același timp, dacă nu ești atent, mai ales cum ai aceste set state-uri care ele rulează mereu când se updatează, nu știu, poți ajunge să desfaci de fiecare dată când faci acel set state să ruleze animația. Și atunci, clar. Exact. N-am lucrat cu React, dar da, există, da, cumva sunt și astea tot așa pe documentația de la Google, în care ei explică cumva și cum funcționează așa librărie și optimizările pe care le poți face în funcție de lucrurile la care tu ai nevoie. Da, există. Aș zice că ăsta e un alt topic pentru altă prezentare. N-am ajuns nici eu încă să mă uit în direcția aia, nefiind atât de.
Da, acum că ai zis de chestia asta, știu că era la un moment dat se făcuse ceva documentație pe partea asta, dar era pentru o aplicație destul de simplă, cu o animație maxim și se făcuse pe benchmark-uri și se observase atunci că Flutter versus React, performanța era mult mai bună. Da. Da. Mersi. A zice că pe partea de storage merge la fel ca aplicațiile, nu știu, care sunt în Android. De exemplu, te poți folosi de preferență să-ți salvezi lucrurile de care ai nevoie acolo, fără nicio problemă, și acesta suportă preferențiu. Cred că există și librărie. Acum, cumva, depinde și de ceea ce ai nevoie. De exemplu, lucrurile pe care le storezi în preferences de obicei pe mobile nu îți dorești să fie atât de volubile sau așa mai departe, că cumva o să-ți îngreuneze destul de mult aplicația și atunci mergi destul de mult pe partea de cât de minimalist se poate. Dar, da, dacă e nevoie, există librării pentru asta care. Nu, m-am folosit doar de preferences, dar ne putem uita dacă dorești. Vedem pe Pub.dev. Asta e că sunt încă la aplicație. Rurum. Da, normal, cea de la Firebase, în care cumva fiind făcut de ei, na, sunt aceleași produse, exact. Și cu Firebase a fost interesant cumva și partea asta de tot ce înseamnă de aplicație să ți-o faci prin numele de la Firebase. De poți să dai aplicația direct spre ei. Firebase. Stai că vedem aici. Avem și eu ceva. Proiectele. Da, de aici, de poți să spui build-urile direct și să faci release monitoring, no? Toate chestiile astea de la ei vin out of the box cumva momentan și au lucrurile foarte destul de stabile, na, fiind serviciile lor, normal că este win-win-win. Da. A, nu, doar acum că-l văzusem, făceam o paranteză. Da, exact. Da. Bun. Nu cred că e asta, cred că e shared preference. Și ai reușit să, dacă ai lucrat cu el, ai reușit să ai folosit și librării pentru ceea ce zicea Claudiu de să-ți creezi tabele? A doua. Nu e asta? Ah, ok. Asta da, dar mă refeream pentru cealaltă întrebare. Oare ai reușit să ai făcut și chestii de genul dacă ai lucrat cu asta? Da. Nu, ok. Mă gândeam că poate știi mai multe și acolo și de asta. Da, asta da, tabele nici nu folosisem și de asta eram curios. Da, băi. Ah, central. Nu. Și doar să le mapezi.
Cumva tu acolo oricum storezi pentru o perioadă scurtă de timp și când ai de internet le pui tot în... Ah, ok. Bun. Așa cum a zis, zicea și colegul că e foarte populară, dar au și chestia asta cu Flutter Favorite, în care, da, sunt acele librării care sunt forever in. Și atunci ele sunt foarte populare în partea asta. Bun. Nu știu dacă mai avem timp. Da? Ok. Ah, nu, pentru întrebări, dacă mai are lumea. E ok că e informație publică, e Flutter doar aplicația de mobil, iOS și Android, dar web-ul încă nu. Cumva ei au făcut și tranziția asta, cred că acum 4 ani, înainte foloseau React Native și au făcut tranziția la Flutter, doar a aplicației. Dar cumva pentru use case-ul lor, din câte știu eu, undeva la peste 70% din users sunt mobile. Atunci sunt curioasă și eu ce se va întâmpla cu web-ul în sine, dar puțin useri mai sunt acolo. Cumva trăim și într-o era așa în care mie mi se pare că mobile-ul a câștigat foarte mult, foarte mult avantaj și se duce lumea, no? Mai ales când vorbim de chestii de cumpărat, cum e și eMAG-ul, nu știu câtă lume mai folosește eMAG desktop. Wow, ok. Ok, eu sunt doar cu telefonul în mână. Da, le asta mă uităm acum. Da, acum noi avem, de exemplu, acolo foarte multe chestii și ca și logo-uri și imagini în sine. Deci, cumva și alea. Ba da, hai să vedem.
Da, stai. Apoi am dat pe iOS. APK. Ne putem uita și pe alea de iOS, dacă... Ah, dacă iOS oricum se va închide nimic. Păi, certificatele oricum ți le faci în App Center, cumva, le poți adăuga de acolo, ca la care certificate te referi. Am mai auzit și de el, dar n-am lucrat. Ok. Acum, ei au fost cumpărați de Microsoft, știu că ei sau Xamarin.Ro și se transformă acum în altceva. Xamarin.Ro? Nu mai știu numele, dar era un nume mai cetățel. Păi nu, că acum e gen, îi fac rebranding în altceva, știi asta zic, dar nu mai știu, mi-a zis cineva tot așa. Da. Nu, da. E ceea ce spunea el, nu la asta te referi, dar poți să găsești, poți să faci să vezi care e OS și în funcție de asta poți să-i spui, vreau să folosesc o anumită componentă, vreau să-mi o dai un pic mai la stânga, dacă e iOS sau lucruri de genul. Poți să faci diferența asta. Da.
Ah, ok, asta da, by default, dar după aceea poți să ți le faci customizabile dacă ai nevoie pe OS. Chestia asta e adevărată, chiar și noi am avut-o acum la o iconiță, cumva era diferență de un pixel, care cu ochiul vizual, cum zici tu, nu se observă neapărat, dar era o iconiță, era chiar iconița de back, care cumva pe Android era un pic mai la stânga și pe iOS era full centrată, dar pe Android nu era. Deci da, există diferențele astea. Asta am observat la un moment dat când făcusem golden-urile, de obicei tot așa le faci doar pe Flutter, în mod normal, cum ziceam, doar pe ceea ce randezi, dar poți să-ți faci și golden-uri specifice. Și atunci acolo îți dai seama, cumva noi avem CI-ul care rulează mereu și la asta și folosim golden-urile în ideea în care dacă eu am schimbat ceva pe design aici, mi-ar pica golden-urile și aș vedea exact ce s-a stricat. Atunci acolo ne-am dat seama. Da. Când am făcut pe separat, de obicei nu prea facem, dar a fost așa o chestie de fun să ne mai distrăm și noi. Dar e o chestie care cu ochiul liber nu a observat-o nimeni. Un pic să. Ăsta știu că e un subiect care îl au de 2-3 ani, adică de când s-a lansat pe partea de web, lumea asta cere, dar sunt curioasă cu ce idee ar veni ca să o fixeze. Dar de atunci nu s-au mai făcut. Atunci, o să fie mereu un mare minus, cu siguranță. Da. Foarte bine. La valiera. Da. Mulțumim, Alexandra. Să și pun înapoi. Așa. În decembrie e următorul, 14 decembrie, decembrie, ultimul pe anul ăsta. Revine Nick Ciolpan cu o colegă de-a lui, vorbește despre design driven development, dacă stau bine să aminte, da, o să fie foarte interesant, vă aștept. Nu o să fie aici, o să fie la Biblioteca Astra. Domain driven, așa. E târziu. E ok. Domain driven development, așa este. Da. Nu mai am ce să mai zic. Dacă vreți să serviți acolo niște chestii, nu ne dă nimeni afară, momentan, până pe la 9. Deci e ok. Mulțumesc că ați venit, chiar dacă așa număr mic. Nu e nicio problemă. Alexandra, o prezentat oricum. Da, exact, a fost mai fun, așa că am putut să discutăm altfel. Când e mai multă lume, e mai greu un pic. Și da, au trecut 5 ani de zile. Când, nici nu știu când au trecut ea 5 ani de zile, but anyway. Mulțumesc. Da.